Dacă Dumnezeu mi-ar oferi încă o fărâmă de viață. Scrisoarea trimisă de Gabriel García Márquez prietenilor și cititorilor săi la retragerea din activitate. Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita că nu sunt decât o paiață de cârpă și mi-ar oferi o bucată de viață, fără îndoială că n-aș spune tot ce gândesc, dar m-aș gândi la tot ce spun. Aș aprecia valoarea lucrurilor nu pentru ceea ce valorează, ci pentru ceea ce ele înseamnă cu adevărat. Aș dormi mai puțin, dar aș visa mai mult, înțelegând că pentru fiecare minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde de lumină. Aș merge când ceilalți se opresc, m-aș trezi când alții dorm, aș asculta când alții vorbesc și aș savura o înghețată bună de ciocolată și aș trăi îndrăgostit de dragoste. Dacă Dumnezeu mi-ar oferi încă o bucățică de viață, m-aș îmbrăca simplu, aș cădea în genunchi în fața soarelui, lăsându-mi goale corpul și sufletul. Doamne, dacă aș avea o inimă, mi-ar scrie ura pe gheață și aș aștepta primele raze de soare. Cu un vis al lui Van Gogh aș picta pe stele un poem de Benedetti și aș oferi lunii un cântec de serat. Aș stropi trandafirii cu lacrimile mele pentru a simți durerea spinilor și sărutul roșu al petalelor. Dumnezeule, dacă aș avea o bucată de viață, n-aș lăsa să treacă nici o singură zi fără să le spun celor pe care iubesc cât de mult îi iubesc. Aș convinge fiecare bărbat și fiecare femeie că ei sunt cei la care țin cu adevărat și aș trăi îndrăgostit de iubire. Aș demonstra oamenilor cât se înșală crezând că încetează să se îndrăgostească atunci când îmbătrânesc, fără să știe că încep să îmbătrânească atunci când încetează să se îndrăgostească. I-aș da aripi unui copil, dar l-aș lăsa să învețe singur să zboare, iar pe cei bătrâni i-aș învăța că moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea. În fond, și eu am învățat de la oameni atâtea lucruri. Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe culmi, fără să știe că adevărata fericire constă în felul în care urci înălțimile. Am învățat că, atunci când nou-născutul strânge pentru prima dată în pumnul lui mic degetul tatălui, îl cucerește pentru totdeauna. Am învățat că un om n-are dreptul să-l privească pe altul de sus decât atunci când trebuie să se aplece pentru a-l ajuta să se ridice. Sunt o mulțime de alte lucruri pe care aș putea să le învăț de la oameni, dar, realmente, multe nu îmi vor mai servi la nimic cu adevărat, pentru că atunci când o vor pune la păstrare în acea cutie, eu voi fi murit deja. Spune întotdeauna ce simți și fă ceea ce gândești. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind, te-aș îmbrățișa foarte strâns și l-aș ruga pe Dumnezeu să fie păzitorul sufletului tău. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea ieșind pe ușă, ți-aș da o îmbrățișare, un sărut și te-aș chema înapoi să-ți dau mai multe. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când voi auzi vocea ta, aș înregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta odată și încă o dată până la infinit. Dacă aș ști că acestea ar fi ultimele minute în care te-aș vedea, aș spune te iubesc și nu mi-aș asuma în mod prostesc gândul că știi deja. Întotdeauna există ziua de mâine și viața ne dă de fiecare dată o altă oportunitate pentru a face lucrurile bine, dar dacă cumva greșesc și ziua de azi este tot ce ne rămâne, mi-ar face plăcere să-ți spun că te iubesc, că niciodată nu te voi uita. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care iubești. De aceea nu mai aștepta. Fă-o azi, întrucât dacă ziua de mâine nu va mai ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu ți-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrățișare, un sărut și că ai fost prea ocupat ca să le oferi o ultimă dorință. Să ții mereu pe cei pe care iubești aproape de tine. Șoptește-le la ureche cât de mult nevoie ai de ei, iubește-i și tratează-i bine, ia-ți timp să le spui îmi pare rău, iartă-mă, te rog și toate cuvintele de dragoste pe care le știi.